plăștesc pe echipa Fonioana orașului. E singurul lucru al maximul la fita și care ne unește pe toți. Echipa Fonioana noastră, pe tot proiect. Clubul a intrat în faliment. A fost foarte greu. O nedreptate care s-a făcut acestui club de tradiție. Cum aș fi viața mea fără pe tine? La 3 ani, 4 ani, eram în clipul pe la tribuna a doua, îmi ținea așa, cred că la spate. Prima deplasare la Târgoviște, alături de niște prieteni, aveam 12 ani, au fost undeva la 1500 de suporteri în deplasare respectivă. Deci pasiunea pentru Petrol a plecat de la vârsta de 5 ani, când tatăl meu m-a dus prima oară pe stadion. Pentru mine a însemnat foarte mult să joc pentru un singur club, pentru că acesta este clubul la care m-am format, este clubul pentru care am jucat 20 de ani. Este o onoare ca să fiu jucătorul crescut de Petrolul și să îmi închei cariera ca jucător la acest club. Toată lumea ridica picioare la gol, la alea. Eu nu prea dădeam seama că eram copil. Și atmosfera asta m-a făcut să simt că aici este locul meu. Aici este meditat în sânge. Nu am văzut, fiind tânăr, întotdeauna mi-am dorit să experimentez ceva nou. Mi-a făcut foarte mult, de aceea a rămas alături de acest fenomen și de această echipă pe care o iubesc de când eram copil. După câțiva ani am început să mă duc singur la meciuri. De la 12-13 ani am început să merg în deplasări, cu cont propriu. Plecam de acasă și de atunci s-a dezvoltat dragostea pentru Petrol. Debutul meu, promovarea în prima ligă, debutul meu ca jucător la 18 ani în prima ligă, trofele pe care le-am cucerit, câștigarea Cupei României, participarea într-o cupă europeană, în cupa UEFA, faptul că am ajuns să joc pentru Petrolul 450 de meciuri din prima ligă. La vârsta de 7 ani, i-am spus lui tata că vreau să mă duc singur la meci și mama a zis, lasă să se ducă și m-am dus pe stadion. Mi-a dat niște cizme, picioare, o geacă că plouă afară și m-am dus pe stadion și a fost primul meu meci. M-am simțit extraordinar, singur, pe stadion. Am fost în galerie și m-am simțit extraordinar. E un sentiment special, un sentiment aparte. Jucând numai aici, pe acest stadion. Atmosfera, plecam de acasă, fugeam, îi spuneam lui tata, eu mă duc la școală și fugeam la meciuri. Îmi plăcea să cânt pentru Petrolul, a fost ca un drog pentru noi. Din punctul meu de vedere, orașul ăsta mai are cam un singur lucru care unește cam orice clasă socială, să zic așa. Stadionul ăsta și echipa. Pentru că orașul ăsta, singura bucurie foarte mare este echipa Fanioana noastră, pe tot proiect. În rest, în afară de Leonardo Roftei, care a fost campion mondial la box, în rest nu vedem acolo nimic. În primul rând, majoritatea tinerilor din oraș au plecat în București pentru că e capitala țării. S-au plecat în afara țării, iar cei care au rămas în oraș au pe singurul lucru care a rămas în orașul ăsta și care ne unește pe toți și ne face să mergem mai departe. Petrolul este echipa Fonioana orașului. Suntem o echipă cu tradiție, cu nume, poate cea mai frumoasă galerie din provincie, una dintre cele mai frumoase galerii din țară. La Ploiești, la Petrolul, galeria este poate cel mai important punct. Noi avem o istorie în spate. Noi am fost singura echipă de România care am bătut pe Liverpool. Noi avem 4 campionate câștigate, avem 3 cupe. Pentru Petrolul e secut acum Octavian Grigore. Octavian Grigore, omul legendă al Petrolului, toată cariera a jucat pentru Petrolul. Păi ne amintim în primul rând atmosfera din stadionul național, cum se numea pe în acel moment. O atmosferă foarte, foarte frumoasă în care 30.000 de oameni din Ploiești au făcut drumul către București. Un stadion plin, undeva la 50.000 de suporteri, cu o echipă, împotriva unei echipe foarte bune a campionatului român,
care aveam o rivalitate și anume Rapid București. A fost un meci tensionat, un meci în care am avut șansa de a deschide primul scor, dar am fost egalați. Am câștigat cu șansă la loviturile de la 11 metri. Octavian Grigore. Șut și gol. Am marcat, dar la loviturile de departajare. Cred că a treia sau a patra execuție. Tot ceea ce ne-a rămas în amintire este atmosfera foarte, foarte plăcută. În drumul către orașul Ploiești, cum oamenii au ieșit în stradă, cum au trăit acele momente de bucurie. Cea mai mare bucurie a noastră a fost 2012-2013, câștigarea Cupei României. A fost finala Cupei din 2013, unde Petrolul a devenit câștigătoarea după 18 ani a Cupei României. Este primul atac mai consistent al Petrolului. Bugema întoarce pentru Mustivar. Centrarea lui Mustivar, acolo se află Bochila. Preluare extraordinară lui Bochila. Am avut atunci cea mai frumoasă deplasare din țară, din provincie. Am fost circa 35.000 de suporteri. Am făcut deplasarea cu trenuri, două trenuri, 10 autocare. A fost o senzație extraordinară. Am dus 27.000 de oameni pe Ilia Manoliu în București. Am plecat cu trenuri, cu mașini, cu autocare. Oricum, Petrolul nu putea juca în sezonul viitor al cupelor europene. Este afirmația directorului executiv Alexandru Crângu, făcută chiar în ziua în care clubul a intrat în insolvență. El susține că din cauza datoriilor a conturilor blocate de ANAF, Petrolul nu ar fi primit licența din partea UEFA, necesară participării în cupele europene. Veste proastă pentru suporterii petroliști, Tribunalul Prahova a dispus ieri începerea procedurii generale a falimentului SCFC Petrolul. În acel moment când clubul a intrat în faliment, ca orice suporter am simțit o mare frustrare, o nedreptate care s-a făcut acestui club de tradiție și am simțit nevoia ca să ajutăm prin implicare ca acest club să redevină ceea ce a fost. A fost foarte greu. A fost o senzație foarte naturală. Iubim echipa asta de când suntem mici. Și pur și simplu noi am rămas fără echipă. Și chiar mă gândeam într-o zi, bă, cum ar fi viața mea fără Petrolul. Ne-am strâns la stadion toți, ne-am unit la stadion, toate grupurile. Am format USP-ul prin băieții de la Peruza la tine, prin băieții de la tribuna a doua și prin Peruza a tăi eu. Și ne-am unit, am strâns și am vorbit să facem o echipă. Să fie dreaptă, să fie transparentă, să avem niște conducători de onoare. Inițiativa a început din partea suporterilor. S-a constituit o uniune a suporterilor petroliști. Mai exact, toate grupurile din toate sectoarele din stadion au semnat un protocol din liderilor în care au susținut un singur proiect.
Uniunea suporterilor petroliști s-a constituit într-o nouă entitate. Aceasta reunește toate grupările organizate, precum și ligile suporterilor petroliști oficiale recunoscute, conform protocolului semnat. USP are ca principal scop reprezentarea suporterilor petroliști, promovarea și protejarea imaginii, a identității, a istoriei și a tradiției echipei de fotbal Petrolul Ploiești. Ideea a fost unui grup de foști jucători. Apoi am luat decizia ca să ne implicăm activ și să încercăm prin intermediul unei asociații sportive ca împreună cu suporterii să formăm un grup care să dăm identitate, prin care să dăm identitate clubului și care să devină continuatoarea clubului Petrol Ploiești. Fără noi n-ar fi fost nimic, în niciun caz. Deci fără noi suporterii care ne-am strâns două luni de zile la stadion. Eram foarte stresați ca să facem echipa asta. Copii, bătrâni, studenți, oameni. O echipă fără suporteri practic nu există în engleză. Apoi am purtat discuții cu suporterii, cu membrii galeriilor acest stadion frumos. Am avut discuții cu ei. Am găsit o cale comună de a face un lucru bun pentru continuare și am plecat la drum. Și am format o echipă și la început s-au strâns bani în cutii la porțile stadionului. S-au strâns bani în cutii la porțile stadionului. Am făcut o conferință de presă în care am anunțat această uniune a suporterilor petroliști pentru un protocol semnat chiar în conferința aceea de presă cu toți liderii prezenți. Am avut foarte multe ședințe zilnice în care am pus pe foaie ce înseamnă un club luat de la zero din punct de vedere managerial, sportiv și administrativ. Și de acolo am pornit, am trasat un buget, am făcut un business plan, club de la zero. Am plecat la drum fără să avem toate resursele necesare, dar entuziasmul nostru, al celor care vreau să facă ceva, plus al celor din tribună, ne-a dus către drumul ăsta în care suntem astăzi. Această echipă a fost luată de la zero. Deci n-au fost fără investitori, fără jucători, fără conducători. Noi am creat totul. Ce se vede în acest moment la echipa actuală. Pe foaia respectivă, noi notam exact jucătorii din regiunea asta, sau chiar din orașul nostru, care ar putea să ne ajute în acest proiect. Notam pur și simplu pe foaie. Acesta ar veni, acesta nu, ăsta e portar, ăsta e fundaș. Erau suporterii echipei. Am plecat de la zero, de la a nu avea absolut nimic, niciun jucător legitimat, nu am avut banii necesari, am căutat ca împreună să găsim soluții, sponsorizări, oameni care să ne ajute. Am reușit să facem o echipă în două săptămâni înainte de începerea campionatului la nivelul Ligii a IV-a. Da, am recâștigat mărcile printr-un proces de licitație, mărcile aparțin primăriei orașului Ploiești, un contract pe o perioadă de 4 ani, cu obligativitatea ca în ultimul an clubul să, echipa să fie în prima ligă în primele 10 locuri. Este important pentru noi, important pentru suporte. Vedeți că acest stadion a fost construit pentru Petrolul Ploiești. Vrem să ne numim Petrolul Ploiești. De suporteri sunt implicate activ în ceea ce înseamnă deciziile clubului. Ei fac parte dintr-un consiliu director, un număr de 3 reprezentanți suporterilor
fac parte din Consiliul Director. Ei sunt permanent înștiințați în anumite ședințe ale noastre care au loc lunar. Raport de colaborare în contextul în care noi avem doi membri în Comitetul Director din Uniunea Suporterilor Petroliști, care participă lunar la ședințele clubului. Suntem puși la curent cu toate deciziile și schimbările care se fac în cadrul clubului. Pe lângă acesta, avem întotdeauna mail-urile și telefoanele deschise. Întotdeauna există transparență, discutăm, ne spunem părerea cu președintele clubului și cu finanțatorii acestui club. Sistemul defect a creat petrolul perfect. Relația dintre suporteri și club este mult mai apropiată decât la nivelul celelalte societăți, societatea comercială care a falimentat. Ține foarte mult ca în această relație cu suporterii să avem o relație corectă, o relație bună, ca suporterii să vină să susțină din toată inima echipa și să împreună să ajungem acolo unde ne dorim. A fost o bucurie imensă pentru noi. Deci noi, ca număr de spectatori, depășeam lejer meciurile de Liga 1, din derbiuri vorbesc. Deci aici am vorbit de 7.000, 10.000 de spectatori în Liga 4. Suporterii sunt în continuă creștere la meciurile noastre. Am plecat de la 2-3.000 de suporteri în primă fază în Liga 4. Au fost jocuri care le-am jucat cu 7.000 de spectatori, iar la ultimul joc, meciul de promovare, au fost 10-12.000 de oameni în tribună, ceea ce înseamnă foarte mult pentru o echipă de Liga 4, dar noi nu ne-am considerat niciodată echipă de Liga 4, pentru că suporterii întotdeauna au fost aceiași care au fost în urmă cu 2 ani, în 2016. O atmosferă incendiară, o atmosferă care duce echipa către victorie. Pentru mine a sunat foarte mult. Am văzut stadionul plin, Liga 4, să vezi în teren o echipă, să vezi prieteni în peluză, în teren, jucând pentru echipa ta și să vezi 10.000 de oameni frenezi și după meci, la fel, tot orașul plin, în galben și în albastru. Aveam pur și simplu, am stat cu pielea de găină tot timpul. Președintele Petrolului Cristi Vlad este contestat de o parte a suporterilor. Cei de la Peluza 1, Ilie Oana, i-au solicitat public lui Vlad să-și dea demisia. Oamenii vor să știe, printre altele, ce buget are echipa, de ce nu se schimbă denumirea oficială, dacă mai sunt și alți sponsori sau dacă, în cazul promovării, clubul va funcționa pe forma actuală sau se va transforma în societate pe acțiuni. Pe parcurs de la divizia de a fost totul ok. Am fost ca frații toți uniți. După aceea a început lucrurile să dezbine foarte mult. Nu mai este transparență. Noi nu vrem asta, noi vrem performanță. Noi vrem atitudine, noi vrem transparență. Transparență, dreptate. Să vorbim. Asta este. Nu mai vrem să se repete aceeași poveste. Un patron care să pună mâna pe echipă și după care să ne trezim de faliment și patronul în pușcărie, echipa nu mai să știe absolut nimic, de aici și noi să rămânem cu stadionul și cu stadionul plin și cu suporterii și ne uităm la gazon. Și cei de la Uniunea Suporterilor Petroliști sunt nemulțumiți de conducerea clubului. Ei spun că dialogul USP-conducere se face extrem de greu. La nivel personal înseamnă o mare responsabilitate, pentru că Petrolul este un brand care impune foarte mult, este o responsabilitate enormă ca atunci când îți propui ceva să și realizez. Iată că în 2 ani de zile ceea ce ne-am propus am realizat. Campionatul este foarte atractiv anul ăsta pentru că sunt foarte multe echipe de tradiție care își doresc promovarea, echipe cu care noi ne-am mai confruntat de mult timp și sunt convins că echipa va oferi și spectacol și punctele necesare pentru promovare. Viitorul este unul de, eu sper, de cursă lungă, unul în care prin muncă să aducem echipa cât mai repede în prima ligă. Vrem să ajungem din nou la acel nivel, dar asta înseamnă foarte multă muncă, răbdare și unitate. Suntem pregătiți pentru un drum lung, un drum greu, dar pe care noi îl vrem să fie cu foarte multe realizări.
Sper să nu fiu foarte visător, dar mi-aș dori ca echipa să devină campion al țării. Deci chiar îmi doresc. Toată lumea își dorește ca echipa să devină campion în următorii ani și merită. Pentru că orașul ăsta merită, suporterii ăștia merită și oamenii care au luptat pentru echipa asta merită un titlu de campion. Atunci când sunetul dispare.